ca să cinstim și să lăudăm maestatea ta. Îți mulțumim pentru marele har al mântuirii și să aducem ispășire pentru păcatele noastre și pentru sufletele din purgator. O, Iisuse, Tu ai îndurat moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. Te rugăm, trezește în inimile noastre o căință adevărată de păcatele săvârșite și dă-ne o încredere nestrămutată în meritele tale. Ajută-ne să te urmăm pe calea stropită cu sângele tău, în așa fel ca să ajungem la fericirea veșnică. Amin. Act de căință. Stațiunea întâia. Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus, Sfântul Sfinților și Regele Regilor, după ce a fost biciuit până la sânge și încoronat cu spini, este osândit de făptura sa la moarte, cea mai dureroasă și cea mai rușinoasă. Eu sunt pricina acestei osândiri. Eu m-am făcut de 1000 de ori vrednic de moartea aceasta prin păcatele mele. O, Iisuse, dă-mi harul să cunosc bine păcatele mele. Dă-mi o umilință adevărată. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, a doua, Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. După ce a așteptat-o și a dorit-o 33 de ani, Iisus ia crucea pe umerii săi, ca pe un steag al luptei sale, ca pe o nealtă mântuirii noastre. O, Iisuse, dă-mi harul să prețuiesc și să iubesc patima și crucea ta sfântă, precum și suferințele ce mi le trimiți. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Maria, Maria
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a treia. Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus cade istovit din pricina sângelui pe care l-a pierdut, împovărat de păcatele ce au păsau crucea. El cade pentru a mă curăți de păcate și pentru a mă păzi să nu mai cad din nou în ele. O, Iisuse, dăm harul statornicei în bine până la sfârșit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a patra. Iisus o întâlnește pe Maica sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus, având crucea pe umeri și cu una de spin pe cap, o întâlnește pe Maica sa măcnită. Ce durere pentru inima dumnezeiască a Fiului și pentru inima duioasă a Mamei. O, Iisuse, fă-mă părtaș la durerile și suferințele ce ți le-am pricinuit ție și Maicii tale. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea cincea. Simon de Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Simon din Cirene duce crucea lui Iisus, pentru că Iisus nu mai poate duce. Simon duce crucea fără de voie, silit. Dar ducând crucea, cunoaște cine este Iisus și învață să-L iubească, precum și să ducă crucea din dragoste pentru Dumnezeu. Păi, Iisuse, dă-mi harul ca prin crucea ce mi-este dată să cunosc cine ești, să învăț să te iubesc și să rab orice suferință din dragoste pentru tine. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce.
rugăciunea 6. Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Cu mare compătimire, Veronica șterge sudoarea și sângele de pe față dumnezeiască lui Iisus, iar are din recunoștință că își întepărește chipul pentru totdeauna pe marama ei. O, Iisuse, întepărește și în inima mea chipul feței tale, ca să nu uit niciodată ce ai suferit pentru mine și cât m-ai iubit. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Mare de Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus cade și peste el cade crucea, care apasă mai adânc spinii în cap, pricinând-i astfel o durere nespusă. Ce spine au fost păcatele mele săvârșite cu gândul, pofta, cuvântul și fire. O, Iisuse, dă-mi harul unei căințe adevărate pentru păcatele mele, care ți-au pricinuit niște dureri atât de mari. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Sesiunea 8-a. Iisus mângâie femeile din Ierusalim care plâng. Închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi vă plângeți și pe copiii voștri. Căci se fac acestea cu pomul cel verde, ce va fi cu cel uscat? O, Iisuse, Tu ești pomul cel verde și eu cel uscat. Vrednic numai să ardă în iad. Dă-mi harul unei adevărate convertiri și a unei statornice frici de Dumnezeu, pentru ca prin fapte bune să aduc roade pentru viața veșnică. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce.
nouă. Iisus cade a treia oară sub povara cruci. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus cade, dar călăile împing, îl bat și îl bat jocoros necontenit până la Golgota. O, Iisuse, ce rușine și durere ai suferit pentru mine, dă-mi harul ca din dragoste pentru tine și cu duc de căință să sufăr bucuros orice rușine și durere și în felul acesta să nu încetez niciodată de a te urma. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea 10. Iisus este dezbrăcat de hainele sale. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus este dezbrăcat de hainele sale și se dă să bea fiere și oțet. Hainele îi se scot și astfel se rănesc rănile pricinuite prin biciuire. Prin dezbrăcarea hainelor și prin reînnoirea rănilor, Mântuitorul ne-a dobândit iertare pentru păcatele noastre împotriva curăției, iar prin ferea amară și prin oțetul acru a ispășit păcatele noastre de lăcomie. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul tupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea 11. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Mâinile și picioarele Mântuitorului sunt pironite pe cruce. Prin rănile mâinilor și ale picioarelor, El suferă dureri nespuse pentru toate faptele cele rele ale mâinilor noastre și pentru căile păcătoase pe care au umblat picioarele noastre. Răpunge-mă, o Iisuse, și pironește-mă pe crucea Ta printr-o sfântă frică și dragoste, pentru ca în toate ispitele și suferințele să rămân statornic în răbdare până la sfârșit. Fără de Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Și să fiu
Lecțiunea a 12-a. Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. După ce a târnat 3 zile pe cruce, 3 ceasuri pe cruce, după ce a pătimit și s-a rugat, Iisus își dă de bunăvoie sufletul în mâinile Tatălui Său Ceresc și moare. Păi Iisuse, fă ca moartea Ta să-mi fie viață și dă-mi harul să fiu pururea mort pentru păcat, pentru lume și pentru toate pornirile mele rele, ca să trăiesc numai pentru Tine, și la sfârșit să ajung pentru o moarte sfântă la viața veșnică. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea 13-a. Iisus este luat jos de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus este luat jos de pe cruce și te pus în brațele Maicii Sale prea îndurătoare. O Sfântă Maica lui Dumnezeu, ce durere pentru inima Ta de mamă, să ții în brațele Tale trupul dumnezeiescului Tău Fiu, rece și fără viață, și să privești rănile Lui din care mai curgea sânge. Pentru aceste durerele Tale, te rog, dobândește-mi de la dumnezeiescul Tău Fiu harul unei pocăințe desăvârșite pentru păcate, acum și în ceasul morții mele. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea 14-a. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Trupul preasfânt al lui Iisus este pus într-un mormânt nou și curat. Păi, Iisuse, dă-mi harul ca inima mea să fie o locuință curată și plăcută pentru trupul Tău în preasfânta împărtășanie și să Te primesc cu vrednicie și evlavie pentru mântuirea sufletului meu, pururea, dar mai ales la sfârșitul vieții mele. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pe
Doamne Iisuse Hristoase, te răstignit pe cruce. Stațiunea 15. Iisus învie glorios din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. În liniștea mormântului, Iisus așteaptă 3 zile clipa învierii sale. Pământul primește văvul de grâu, care prin moarte dă naștere la o nouă viață. Iisuse, Tu ne-ai spus că cel care se smerește va fi înălțat și că cine își dă viața pentru Tine și pentru Evanghelia, acela o va salva. Ajută-ne să trăim, să suferim și să murim asemenea Ție, astfel încât să înviem pentru viața veșnică împreună cu Tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Intenția Sfântului Părinte pentru obținerea indulgenței. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, Tu ai sfințit semnul crucii prin suferințele și moartea Fiului Tău prea iubit pe lemnul crucii. Te rugăm ca toți aceia care ne mărturisim credința prin acest semn sfânt să ne bucurăm de ocrotirea Ta cerească prin Hristos Domnul nostru. Iartă-ne, Doamne! Iartă-l pe poporul Tău și în veci nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă-ne Hristoase și de binecuvântăm.
ca și pe Sfânta Dacă cele care sunt parale. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. So
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Tu, Doamne, ești îndurător cu toate cele ce sunt și nimic nu disprețuiești din cele pe care le-ai făcut. Tu acoperi păcatele oamenilor care fac pocăință și îi ierți, pentru că Tu ești Domnul Dumnezeul nostru. Lăudați să fie Iisus Hristos! Preasfințite cele voastre, părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi și iubiți credincioși prezenți în catedrala noastră, dragi credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului și prin undele radioului Maria. Suntem acum aici într-un moment solemn. Începem timpul sfânt al postului mare. Timp în care ne pregătim sufletește ca să cunoaștem care este menirea noastră, ca să știm, să ne întrebăm cum l-am urmat pe Hristos și ca să știm să-i cerem iertare pentru infidelitățile noastre. Timpul postului mare este un timp de reflecție, un timp de meditație, un timp de rugăciuni și de pomeni. Tocmai pentru a arăta lui Dumnezeu că noi vrem să-L urmăm cum El a venit la noi ca să ne arate dragostea Sa. Am început acest moment să luăm cu calea Sfintei Cruci, drum pe care Iisus a venit la noi, s-a urcat pe cruce, a murit ca să învie glorios din morți. Și să ne ofere nouă tuturor acest dar al răscumpărării. Iată pentru ce în această seară suntem aici în catedrală. Și în tot timpul postului mare ne vom îndrepta spre El, rugându-ne, meditând și cerându-i ca să se milostivească de noi. Suntem așadar aici ca să-L însoțim pe Iisus ce vine la noi, cu darurile sale, preună cu Preacurata Fecioară Maria, toți Sfinții, dar mai ales cu toți credincioșii noștri de pe pământ, cu cei care începem acum timpul sfânt al Adventului, al postului mare, un timp de binecuvântare. Ne dispunem acum, cerând iertare pentru toate păcatele, ca să celebrăm cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii și să primim la sfârșitul acestei celebrări sfinte cenușa sfântă, binecuvântată pe capetele noastre cu care ne întoarcem acasă. Știm că acum începe și timpul de pregătire specială pentru întâmpinarea Sfântului Părinte Papa Francisc, care ne-a transmis un mesaj special pentru acest timp al postului mare. Vom asculta câteva gânduri în această seară despre această chemare a Sfântului Părinte, prezentate de Părintele Decan și Paro. Și acum, din toată inima, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre, spunând, mărturisesc. Am păcătuit de amor cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinți și pe voi, frați, ca să vă rugați pentru mine la Domnul. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu,
și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Începem printr-un post sfânt lupta vieții creștine, pentru ca în bătălia împotriva Duhului rău să fim mereu întăriți prin fapte de pocăință, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Ioel. Chiar acum, oracolul Domnului, întoarceți-vă la mine din toată inima voastră, cu post, cu plâns și cu jale. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv și îndurător, încet la mânie și plin de bunătate și iartă răul. Cine știe, poate se va întoarce și va ierta și va lăsa după el o binecuvântare, ofrandă și libație pentru Domnul Dumnezeul vostru. Sunați din trâmbiță în Sion, consacrați un post și convocați o adunare. Adunați poporul, consacrați o adunare. Întruniți-i pe bătrâni, convocați-i pe prunci și pe copiii de la sân. Să iasă mirele din camera lui și mireasa din camera sa nupțială. Între vestibul și altar să plângă preoții, slujitorii Domnului și să zică: Îndură-te, Doamne, de poporul tău și nu da moștenirea ta ocării, ca neamurile să stăpânească peste ei, de ce să spună printre popoare, unde este Dumnezeul lor? Domnul este gelos pe țara lui și îi este milă de poporul său. Cuvântul Domnului. O,
ai milă de noi, Doamne, căci am păcătuit. Ai milă de noi, Doamne, căci am păcătuit. Ai milă de mine, Dumnezeu, marea ta bunătate și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Păcatul meu stă burur înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și ce rău înaintea ta am săvârșit. Dumnezeule, și un duh statornic înnoiește în lăunătrul meu. Nu m-a alungat de la fața ta și Duhul tău sfânt nu lua de la mine. Întărește-mă cu Duh binevoitor. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. A doua. Citire din scrisoarea a doua Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, noi suntem împotriniciți ai lui Hristos, ca și ai lui Dumnezeu, care vă îndeamnă prin noi. Vă rugăm pentru Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel care nu a cunoscut păcatul, el l-a făcut păcat de dragul nostru, pentru ca noi să cunoaștem justificarea lui Dumnezeu în El. Deoarece noi colaborăm cu El, vă mai îndemnăm să nu primiți harul lui Dumnezeu în zadar, căci El spune: la momentul potrivit te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată, acum este momentul potrivit. Iată, acum este ziua mântuirii. Cuvântul Domnului. Astăzi nu vă împietriți inimile, ci ascultați glasul Domnului. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi: aveți grijă
să nu săvârșiți faptele voastre bune înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altfel nu veți avea răsplată înaintea Tatălui vostru din ceruri. Așadar, când dai de pomană, nu trâmbița înaintea ta, așa cum fac ipocriții în sinagogi și în piețe, ca să fie lăudați de oameni. Adevăr vă spun, și-au primit răsplata. Tu însă, când dai de pomană, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru ca pomana ta să fie în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns te va răsplăti. Iar când vă rugați, nu faceți ca ipocriții, pentru că lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile străzilor, ca să se arate oamenilor. Adevăr vă spun, și-au primit răsplata. Tu însă, când te rogi, intră în camera ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău care este înascuns și Tatăl tău care vede înascuns te va răsplăti. Când postiți, nu fiți triști ca ipocriții, căci ei își schimonosesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevăr vă spun, și-au primit răsplata. Dar tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este înascuns. Și Tatăl tău care vede înascuns te va răsplăti. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Excelențele voastre, dragi confrați preoți, iubiți credincioși, dragi radioascultători ai postului Radio Maria, începem astăzi, așadar, timpul, aș îndrăzni să repet și eu, Adventului, așa cum a spus și Preasfințitul la începutul Sfintei Liturghii. Și nu a fost deloc greșit, pentru că da, e clar, începem timpul sfânt al postului mare, dar în același timp începem un timp deosebit de așteptare. Și știm, Adventul înseamnă așteptare. Începem acest timp de pregătire a vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc în țara noastră și în mod deosebit noi, ieșenii, ne pregătim pentru vizita sa aici, în orașul nostru. O vizită deopotrivă onorantă pentru noi, creștinii de confesiune romano-catolică, cât și pentru toți cetățenii acestui oraș și a întregii țări. Așa cum s-a recomandat și cum vă anunțam în precedent, vom încerca în zilele de miercuri și de vineri să îmbinăm o meditație specifică timpului acesta sfânt de pregătire al postului mare, cu o încercare de a aprofunda figura Sfântului Părinte Papa Francisc. În general, avem tendința să credem că dacă îi cunoaștem cuiva fața, știm deja totul despre el. Mai ales fiind obișnuiți cu tehnologia de astăzi, dacă avem pe cineva pe Facebook în lista noastră, atunci credem că știm totul despre el. Dar să nu ne hazardăm și să considerăm același lucru despre Sfântul Părinte Papa Francisc. Astfel încât vă invit să începem. Cine este Papa Francisc, pe care îl așteptăm cu emoție și entuziasm cu toții? Sper să reușesc să mă sincronizez cu asistentul meu și împreună să parcurgem și un mic pictorial pe care l-am pregătit.
Nu cred că este vreo cineva prieten cu el pe Facebook, ca să-i aduc aminte Facebook-ul când este ziua lui de naștere. Însă Sfântul Părinte s-a născut în luna decembrie, într-o zi de 17, în anul 1936, astfel încât anul acesta, dacă Dumnezeu îl ține sănătos și în viață, va împlini venerabila vârstă de 83 de ani. S-a născut într-o țară din America Latină, în Argentina, țară pe care noi poate o cunoaștem datorită jucătorilor faimoși pe care i-a dat de-a lungul timpului. Ei bine, acum iată, o cunoaștem și datorită Sfântului Părinte, care s-a născut acolo, în chiar Buenos Aires. Pe numele său, de acasă, cum s-ar zice, Jorge Mario Bergoglio, tradus în românește Gheorghe Marios Bergoglio. În limba spaniolă nu există alte variațiuni ale cuvântului Jorge, care înseamnă Gheorghe, George. Noi avem o familie bogată de astfel de cuvinte, de nume. Așadar, Gheorghe și Marius au fost patronii la care s-au gândit părinții lor atunci când i-au pus acest nume. Și Bergoglio este un nume care trădează originile sale italiene, pentru că părinții săi au fost una dintre familiile care au emigrat în Argentina în perioada în care Italia trecea printr-o situație destul de grea, astfel încât mulți italieni au luat drumul pribegiei și au emigrat oriunde în lumea aceasta. Așa cum se întâmplă, să-i spunem, din păcate, din fericire, cum vrea Domnul, cu multe familii din țara noastră, cine știe, printre copiii care s-au născut sau se vor naște în diaspora, ce mare personalitate peste ani va fi dintre ei. La vârsta de 32 de ani începe noviciatul, acea pregătire de ucenicie, pentru că dorea să intre în marea familie a Companiei lui Iisus, congregația cunoscută și cu numele de iezuiți. A fost hirotonit, a fost sfințit preot la vârsta de 33 de ani. La vârsta de 36 de ani a făcut profesiunea perpetuă, cu alte cuvinte, a ales pentru totdeauna să facă parte din această familie și a depus voturile perpetue, iar la 56 de ani a devenit episcop auxiliar de Buenos Aires și 6 ani mai târziu episcop titular tot de Buenos Aires. Și după cum bine știm, la vârsta de 77 de ani a fost ales să fie papă al tuturor catolicilor, episcop al credincioșilor din Roma și președinte al celui mai mic stat care există în lume, statul papal. Este cel de-al 266-lea papă din toți câți au fost aleși și recunoscuți ca atare în istoria Bisericii. Știm foarte bine că a fost ales în urma renunțării anteriorului papă, care încă mai trăiește, papa Benedict al XVI-lea, care a devenit astfel papă emerit. La 11 februarie 2013, din motive de sănătate și beneficiind de dreptul care permite lucrul acesta, Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea a cerut să-i fie acceptată demisia. În paranteză fie spus, papa Benedict al XVI-lea, papa Ratzinger, cum mai este cunoscut, s-a născut în luna aprilie a anului 1927. Astfel încât anul acesta, dacă Dumnezeu îi dă sănătate și viață, va împlini 92 de ani, o vârstă de asemenea venerabilă. Este cel de-al 8-lea papă care în istorie alege să facă lucrul acesta, să renunțe la scaunul papal din motive întemeiate. După cum bine știm, după 2 zile de conclav, este aici o imagine cu cardinalii aflați în Capela Sixtină, tocmai pentru un astfel de moment de alegere a unui nou papă. După 2 zile de conclav, în urma a 3 scrutine,
a fost ales, iată așadar, Jorge Mario Bergoglio. Așa cum bine știm, lumea întreagă și cred că mulți dintre noi am așteptat cu sufletul la gură un rezultat al adunărilor acestui conclav. Prima zi nu a fost un rezultat definitiv. A doua zi, seara, la ora 7 și 6 minute, ora locală a Italiei, la ora 8 și 6 minute aici la noi, în piață, oamenii de acolo și noi la televizor am văzut cum pe coșul acela pus deasupra capelei Sixtine a ieșit fumul alb, semn că a fost ales, așadar, un nou papă, nimeni nu știa încă cine, dar a ieșit la momentul oportun cardinalul însărcinat cu aceasta și a spus cuvintele faimoase, Habemus Papam, și când a fost să se prezinte, i-a spus, este papa Jorge Mario Bergoglio, care își ia numele de Francisc, primul papă cu acest nume din toată istoria. Dacă va mai fi un alt papă care își va alege tot numele Francisc, acela va fi Francisc al doilea. Și a ales ca moto al pontificatului său, de fapt, a continuat același moto pe care l-a avut și ca arhiepiscop de Buenos Aires. Dacă este o imagine mai încolo, aici se vede în stânga, este blazonul său pe când era arhiepiscop de Buenos Aires, iar în dreapta se vede blazonul papal. Sunt asemănătoare, mai puțin în semnele acelea specifice, în stânga pălăria aceea roșie și funia aceea cu noduri, semnul nou demnității de cardinal, iar în dreapta se vede mitra papală și cheile acelea, una galben, una albă, argintie, puterea cheilor și însemnele papale. Așadar, blazonul este același, vedem soarele și cele trei litere IHS deasupra crucea și jos sunt trei cuie. Este simbolul ordinului iezuit, Iesus Hominum Salvator, Iisus Mântuitorul Omului. Sunt cele trei litere prescurtări, semnul că el face parte în continuare din familia iezuită. Apoi în stânga și în dreapta, jos, este o steluță și ceva acolo care cu toții cred că ne-am întrebat ce-o fi aia când am văzut. Ei bine, steluța duce cu gândul la Maica Domnului. În iconografie, steaua este simbolul Maicii Domnului. Iar floricica aceea ce este acolo, am căutat și am găsit că este vorba de floarea de nard, o floare înrudită cu crinul nostru și astfel este simbolul Sfântului Iosif. Este floarea curăției pe care o vedem și noi în mâna Sfântului Anton de Padova și de asemenea în mâna Sfântului Iosif, crinul curăției, nu? Făcând referință la feciorelnicia lor. Sfântul Părinte așadar a păstrat în continuare aceste două semne pe blazonul său pentru a arăta cât de mult ține la Maica Domnului și la Sfântul Iosif. Și să ne amintim că în canonul de la Sfânta Liturghie, imediat după ce a fost numit papă, la oarecare timp, Sfântul Părinte a cerut ca să fie adăugat pe lângă numele Maicii Domnului și numele Sfântului Iosif. Și este pomenit Sfântul Iosif acolo, Sfântul Iosif, soțul ei. Și aș dori să vă redau, ca să ne amintim, cuvintele discursului pe care l-a rostit în primele sale momente de papă. Fraților și surorilor, bună seara! Un detaliu care, iată, poate pe unii i-a șocat și îi șochează în continuare. Pentru că eram obișnuiți cu Papa Ratzinger și cu Papa Ioan Paul al II-lea, saluta cu salutul obișnuit pe care îl știm și noi, lăudat să fie Iisus. Ei bine, Sfântul Părinte nu că ar disprețui acest salut cât se poate de creștin, dar salutând în felul acesta, salutul profan, ca să-i zicem așa, la acest salut răspunde oricine, nu doar creștinii, și necreștinii, astfel încât e, cred că, un semn de atenție, de o sensibilitate deosebită a Sfântului Părinte față de lumea întreagă. Așadar a salutat pe toată lumea, cei prezenți de acolo, cei care îl urmăreau și o lume întreagă, nu? Care aștepta. Cu
cu emoție acest moment. Voi știți că datoria conclavului era aceea de a da Romei un episcop. Se pare că frații mei cardinali au mers să-l aducă aproape de la capătul lumii. Face referință la faptul. Nu cred că e din cauza asta. Face referință la faptul că, da, este primul papă de nu știu când care este din alt continent decât Europa. Eram obișnuiți cu papi aleși dintre cardinalii europeni. Așadar, iată, vine de la capătul lumii, dar asta e, iată-ne aici. Vă mulțumesc pentru primire comunității diecezane din Roma și episcopului său vicar. Vă mulțumesc. Înainte de toate, aș vrea să ne rugăm pentru episcopul nostru emerit, Benedict al XVI-lea. Ce detaliu deosebit. Putea să ignore faptul acesta, dar nu. Îi îndeamnă pe oameni să se roage pentru Papa Benedict. Să ne rugăm împreună pentru el, pentru ca Domnul să-l binecuvânteze și Sfânta Fecioară Maria să-l ocrotească. Și s-au rugat împreună rugăciunea Tatăl nostru, Bucură-te Marie și slavă Tatălui. Și acum, spune Sfântul Părinte, începem acest drum, poporul și episcopul, episcopul și poporul, acest drum al Bisericii din Roma, care prezidează în caritate toate bisericile, un drum de fraternitate, de iubire și de încredere între noi. Să ne rugăm mereu pentru noi, unii pentru alții. Să ne rugăm pentru toată lumea, pentru ca să fie o mare fraternitate. Vă doresc ca acest drum al Bisericii, pe care îl începem astăzi, la care mă va ajuta cardinalul meu vicar prezent aici, să fie roditor pentru evangelizarea acestui atât de frumos oraș. Și acum aș vrea să vă binecuvântez, dar mai întâi aș vrea să vă cer o favoare. Înainte ca episcopul să binecuvânteze poporul, voi să-l rugați pe Domnul pentru ca să mă binecuvânteze. Rugăciunea poporului pentru binecuvântarea episcopului său. Să facem în tăcere această rugăciune a voastră asupra mea. Și au urmat câteva secunde, timp în care toți cei prezenți s-au rugat, după care Sfântul Părinte, așa cum se obișnuiește, a împărțit urbi et orbi, adică cetății și lumii întregi, binecuvântarea sa papală, o binecuvântare care are și darul de a dobândi indulgența plenară. Și apoi spune fraților și surorilor, vă las mulțumindu-vă din inimă pentru primire. Rugați-vă pentru mine și ne vom vedea imediat. Mâine vreau să mă duc să mă rog Sfintei Fecioare Maria pentru ca să ocrotească orașul Roma. Noapte bună și odihnă plăcută. Acestea au fost cuvintele din mesajul Sfântului Părinte. Este un detaliu, iarăși, faptul că cere nouă tuturor credincioșilor pe care îi păstorește să ne rugăm pentru el. Duminica, atunci când se adresează pelerinilor prezenți în piața San Pietro după celebrarea Sfintei Liturghii, la sfârșit de fiecare dată spune, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. O spune așa, în mod constant și poate supărător, să nu uităm să ne rugăm pentru Sfântul Părinte, chiar dacă o facem, poate în mod mecanic, la Sfânta Liturghie când îl pomenim, dar suntem chemați, iată, de către chiar însuși, de însuși Sfântul Părinte, să ne rugăm pentru el. Și acum trecem la partea cealaltă, mesajul pe care Sfântul Părinte l-a adresat lumii întregi cu ocazia postului mare. Să știți că se pregătește foarte asidu din timp mesajul pentru postului mare. Suntem în luna martie. L-a pregătit deja din luna octombrie a anului trecut. Nu cu 2-3 zile înainte, ci cu luni de zile înainte, astfel încât să ajungă și să poată hrăni sufletește deja sufletele credincioșilor. Și în mesajul de anul acesta, Sfântul Părinte pornește de la un text din scrisoarea către Romani, unde se spune, creația așteaptă cu nerăbdare revelarea fiilor lui Dumnezeu. Creația așteaptă cu nerăbdare revelarea fiilor lui Dumnezeu. Se insinuează încă de la început responsabilitatea pe care o are fiecare creștin. Responsabilitatea pe care o avem cu toții față de întreaga creație, și anume de a ne comporta mereu
ca fii ai lui Dumnezeu, de a ne revela, de a ne arăta ceea ce suntem, știm, prin botezul nostru. Suntem fii ai lui Dumnezeu, însă avem datoria permanent de a trăi la înălțimea acestei demnități de fii ai lui Dumnezeu. Iată, timpul postului mare este un timp propice pentru fiecare dintre noi, pentru a ne revizui acest comportament. Trăim cu adevărat la înălțimea acestei demnități de fii ai lui Dumnezeu? Și Sfântul Părinte, în mesajul său, pune tocmai accentul pe creație, pe natură, care este strâns legată de acțiunea omului. Vedem așadar cum Sfântul Părinte merge la esențial, vede care este cauza atâtor și atâtor rele din lumea de astăzi, care se răsfrâng, din păcate, asupra întregii creații și nu poate fi ignorat lucrul acesta. Auzim cu toții în televiziune, în presă, despre tot felul de fenomene nemai întâlnite, naturale, care își au consecința în, de cele mai multe ori, acțiunea nesăbuită a omului. Nu au apărut la întâmplare. Datorită acțiunii nesăbuite a omului, au apărut în natură toate aceste devieri, toate aceste dereglări. De aici pleacă totul. De la modul în care te raportezi la creație, de la modul în care te raportezi la altul, de la modul în care te raportezi la Dumnezeu. Spune Sfântul Părinte, dacă omul trăiește ca fiu al lui Dumnezeu, el face bine și creației și aduce în atenție exemplul sfinților. Sfinții care s-au lăsat transformați de caritatea lui Hristos și unii dintre ei au ajuns, iată, și ne oferă exemplul Sfântului Francisc, care prin faimoasa sa cântarea creaturilor aduce laudă lui Dumnezeu pentru întreaga creație, de care se simte legat. Sfinții, așadar, transfigurați de caritatea lui Hristos, sunt pentru noi toți un model de raportare la Dumnezeu, la aproapele, la creație. Când nu trăim ca fii ai lui Dumnezeu, avem comportamente destructive față de aproapele, față de creaturi și față de noi înșine. Să ne gândim la aberațiile din ultimul timp. Considerăm că putem să ne folosim de Dumnezeu, de creaturi, de aproapele, de noi înșine, după plăcerea noastră. Și sublinează Sfântul Părinte cum necumpătarea riscă să devină un stil de viață. Cauza este întotdeauna păcatul. Rădăcina este acolo, în păcat. Păcatul originar, care a distrus comuniunea cu Dumnezeu și care a distrus raportul armonios al omului cu natura, astfel încât grădina paradisului a devenit un deșert de nelocuit. Și păcatul acesta îl face pe om să se considere Dumnezeu al creației. Omul se simte stăpân absolut și se folosește pentru propriul interes în dauna creaturilor și a celorlalți. Și Sfântul Părinte, în mesajul său, recomandă ceea ce este firesc, forța vindecătoare a căinței și a iertării. Dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă. Sublinează și Sfântul Părinte, însușindu-și cuvintele Apostolului. Dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă. Și la aceasta suntem, iubiți frați, cu toții chemați în timpul sfânt al postului mare. Să redescoperim faptul că în Hristos noi mereu putem să devenim o făptură nouă, o făptură reînnoită, care trăiește la înălțimea demnității de Fiul al lui Dumnezeu. Biserica, an de an, ne pune la dispoziție acest timp sfânt, timp care se constituie ca un timp sacramental de convertire. Convertire care se poate concretiza în pomană, în post, în rugăciune.
sunt cele trei mari acțiuni despre care ne-a vorbit Mântuitorul în Evanghelie. Acțiuni pe care trebuie să le facem din străfundul inimii, nu la suprafață. Nu pentru ca să fim văzuți, admirați de către oameni, dar să fim văzuți și apreciați de Dumnezeu, care vede în străfundul inimii noastre, care vede în ascuns. Și în felul acesta, străduindu-ne să trăim corespunzător experiența postului mare, concretizată în cele trei acțiuni, ajungem să trăim, cum se cuvine, raportul nostru cu Dumnezeu, printr-o rugăciune mai asiduă, raportul nostru cu aproapele, printr-o generozitate mai vădită, și raportul cu noi înșine, printr-o cumpătare, prin post. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos! Celor prea iubiți, acum, în prima zi a postului mare, ascultând chemarea Mântuitorului și urmând îndemnul Sfintei Biserici, le cerem de la Dumnezeu Atotputernicul harurile trebuincioase pentru a începe și a continua cu sârguință lucrarea de răune a vieții noastre. Doamne, Părinte Ceresc, care cercetezi adâncul sufletelor noastre, ajută-i pe toți credincioșii Tăi să înțeleagă răutatea păcatului și să se întoarcă la Tine din toată inima. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează inimile noastre ca să vedem și să cinstim în toți oamenii chipul lui Dumnezeu. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește în sufletele noastre spiritul de pocăință și rugăciune. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-i pe credincioșii parohiei noastre să urmeze chemarea Ta la o viață de rugăciune și de fapte bune. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le lumina și odihna veșnică tuturor celor răposați. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca Sfântul Părinte Papa Francisc, ales ca urmașul lui Hristos pe pământ și păstor al întregii Tale turme, să-i întărească pe episcop și preoți, și toată biserica să fie în comuniune cu El. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Iisuse Hristoase, care prin suferințele și moartea Ta ne-ai adus mântuirea, ajută-ne să folosim timpul sfânt al postului mare spre a îndepărta din inimile noastre toată amăgirea și răutatea păcatului și astfel să ne putem bucura de viața nouă adusă de Tine și să Te lăudăm împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să aducem, Doamne, această jertfă prin care începem cu solemnitate postul de 40 de zile, rugându-te să ne dai harul ca prin fapte de pocăință și de iubire să ne învingem pornirile rele și astfel curățați de plin de păcate să ne învrednicim a celebra cu evlavie misterul pătimirii Fiului Tău, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor locul este, să-ți aducem mulțumiri, pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Vești Dumnezeu. Tu ai voit ca prin pocăință să ne exprimăm recunoștința față de Tine, deoarece pocăința ne ajută să ne împotrivim ispitelor mândriei și împărțind hrana noastră cu cei lipsiți, să urmăm și noi exemplul dărniciei Tale. De aceea, cu mulțimile de îngeri, te lăudăm zicând într-un singur glas. Dar sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, că ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind,
l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și pătirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Petru, cu toți ceilalți episcopi și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea!
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vreți, dar spune numai un cuvânt. Thank you.
Să ne rugăm. Tainele primite să ne întărească, Doamne, ca să putem trăi aceste zile de post, astfel încât ele să fie plăcute Ție, iar în nouă să ne fie spre tămăduire, prin Hristos Domnul nostru. Fraților preiubiți, implorăm acum binecuvântarea lui Dumnezeu peste cenușa pe care o vom primi pe capetele noastre ca simbol al participării noastre la întreaga viață de trăire a iubirii lui Iisus în favoarea noastră, cerând prin aceasta iertare pentru toate păcatele și însoțirea binecuvântării lui Dumnezeu. Rugăm cu stăruință pe Dumnezeu Tatăl să binecuvânteze cu belșugul Harului Său această cenușă pe care ne-o punem pe cap în semn de pocăință. Dumnezeule, care te înduri de cel smerit și te împaci cu cel care face pocăință, pleacă-ți urechea cu bunătate la rugăciunile noastre și revarsă binevoitor Harul binecuvântării Tale asupra slujitorilor Tăi care vor primi această cenușă. Dăruiește-le Harul ca, străbătând cu fidelitate calea celor 40 de zile de post, să se învrednicească a ajunge cu suflet purificat la celebrarea misterului pascal al Fiului Tău. Dumnezeule, care nu dorești moartea păcătoșilor, ci întoarcerea lor, binecuvântează această cenușă pe care voim să o primim în semn de pocăință, pentru ca noi, știind că suntem cenușă și în țărână ne vom întoarce, să putem dobândi prin strădania de a împlini faptele postului de 40 de zile iertarea păcatelor și înnoirea vieții, după chipul Fiului Tău înviat din morți. Dumnezeule, revarsă cu bunătate Duhul Căinții asupra celor care se pleacă în fața Maestății Tale, pentru a merita să domnească prin îndurarea Ta răsplata promisă celor ce fac pocăință, prin Hristos Domnul nostru. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.